Reprezentanții elevilor s-au întâlnit astăzi la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova pentru a alege Consiliul Județean al Elevilor. Pe 13 octombrie au avut loc alegeri în fiecare școală. Astăzi, aici, sunt prezenți toți președinții aleși la data de 13 octombrie, dar și președinții care au activat până acest an și împreună vor alege președintele Consiliului Județean Prahova și biroul executiv. Este vorba despre adolescenți inteligenți, foarte bine pregătiți, cu spirit civic și gata să se implice în problemele comunității. Mi se pare că sunteți niște copii speciali, minunați, că tratați tot ceea ce faceți cu seriozitate, că activitățile voastre, cred că de cele mai multe ori le pot întrece pe ale unor adulți care au posibilitatea să decidă și au mai multe resurse decât voi, că de fiecare dată vă implicați în stil profesionist, că de fiecare dată vă puneți sufletul, că de fiecare dată împletiți ceea ce faceți la școală cu ceea ce vă doriți voi de fapt. Alegeri pentru Consiliul Județean al Elevilor au loc anual.